reprezintării scurii. Sunt de făcea asta noapte la combinatul Azomureș o instalație de amoniac la foc. Un angajat a fost rănit. Vineri, o explozie la 4 media de vădare a ucis un bărbat și a rănit alte 5 persoane. Suspendarea activității cu publică la unele compartimente ale tribunalului Prahova este motivată de referența la de justiție, scrie ziarul Prahova.ro. Potrivit unui comunicat al reprezentanților tribunalului Prahova, în intervalul 23 august 3 septembrie, se suspendă programul de lucru cu publicul la compartimentele Arhivă și Registratură, Biroul de Informații și Relații Publice, Apostilă și Biroul Local de Expertiză. Și dacă următoarele ferite de măcați, cel variabil astăzi la Plești și o maximă de 30 de grade, pe care așa nu vreau stabilă și o maximă de 25 de grade. Thank you.